Făința va juca sâmbătă în deplasare în Ștefan cel Mare. Dinamo este echipa momentului în Liga 1, așa că ne așteaptă un meci greu, a declarat antrenorul sibienilor. Totuși, după victoria în fața Brașovului, Voința a prins curaj și vrea să se întoarcă măcar cu un punct din București. Obiectivul Voinței este menținerea în Liga 1, însă pentru asta trebuie strânse puncte. Dinamo este o echipă mare, dar sibienii vor să facă un meci bun și să se întoarcă măcar cu un punct. O echipă ofensivă cu jucători componența lotului național. Ne așteaptă un meci dificil, ne așteaptă de fapt o serie de jocuri dificile și sperăm să scoatem mai mult decât am reușit să scoatem în precedentele trei jocuri. Mă refer aici la grupul acela de jocuri cu Rapid, Vaslui și Coțelul Galați. Sperăm să reușim de data aceasta. Și prima ocazie este sâmbătă la Dinamo. Pentru meciul de sâmbătă, clubul nu a pus la dispoziția jucătorilor o primă mărită, însă Ioan Hăbășan spune că banii pentru primele obișnuite îi va avea la el, iar dacă rezultatul este pozitiv, le va plăti pe loc. Foarte simplu, astăzi dacă reușesc să dau promisiunea pe care am făcut-o și cred că mă țin de cuvânt, să dau ultima primă, în rest suntem la zi cu toate. Cred că prin asta putem stimula totul, să fim la zi cu salarii, cu primă, cu tot. Parte din prima de promovare s-a achitat, urmează tranșa a doua și sper eu că până în februarie să fie achitat la zi și prima de promovare. Partida Dinamo Voința Sibiu va începe sâmbătă la ora 18.